Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider. Ce vlog fără vlog. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi stăm din nou în trafic și vorbim despre o concluzie pe care am reușit eu să o trag după marele meu concediu până la Alba Iulia. Dacă n-ați fost atenți, eu am fost pe la Alba Iulia. În călătoria asta a mea așa prin lumea României până la Alba Iulia, am văzut foarte multe, de la monumente, castele și tot felul de lucruri de genul ăsta, până la motocicliști neechipați. Păi cum să fie un motociclist neechipat? Uite așa, foarte bine. Majoritatea avem intuiția asta, avem tendința de a merge vara neechipați. De ce? Pentru că este foarte cald afară și mai bine decât să-ți iei o geacă pe tine, o geacă ca asta, în care transpiri vara, mai bine mergi în mânecă scurtă sau un pantalon scurt sau chiar și în Adidas. De cele mai multe ori, dacă nu îți iei protecție în partea de sus a corpului, tinzi. Pentru că așa se întâmplă, să nu ții nici în restul corpului. Așa se face, e o chestie psihologică treaba asta. Îți e mai ușor să uiți echipamentul sau să-l lași. De fapt nu-l uiți, ci îl lași voit. Așadar, concluzia mea, opa, concluzia mea, după acești 1000 de kilometri străbătuți prin țară, o concluzie micuță și rapidă, așa la rece pot spune: foarte mulți dintre motocicliști, undeva la 90%, nu poartă echipament vara. Și de aici și accidentele care se întâmplă mai departe și statisticile proaste în România cu foarte multe accidente sau cu puține accidente față de alte țări, dar cu victime mult mai multe. În majoritatea situațiilor se întâmplă din cauza nepurtării echipamentului de protecție. Și aici aș avea eu o propunere și să vedem, sunt foarte curios ce părere aveți voi despre propunerea asta și să-mi lăsați în comentarii părerea voastră sinceră despre această propunere. În școala moto să se bage cursuri pentru prim ajutor sau cel puțin întrebări la sală. Mamă, ce pute aici, gaze! Eu aș băga unul la școala de șoferi, aș băga întrebări din cursuri de prim ajutor de motociclete. De ce aș face asta? Păi haideți să o luăm așa, tiptil, tiptil, da? Liniuță cu liniuță. În momentul în care, uite, poftim, mânecă scurtă, pantalon scurt, Adidas, o cască în cap, na, că aia e obligatorie și ți-ai amendă dacă nu porți, exact de ce vorbeam. Altfel n-ar putea-o nimeni nici pe aia. Haideți să o luăm logic. În momentul în care faci școala de șoferi, acolo practic tu înveți totul despre motociclism, da? Înveți de la cum să te urci pe motocicletă, cum să te dai jos de pe motocicletă, cum să pornești motocicleta, cum să faci o groază de lucruri cu motocicleta. Hai că o dădeam de râp aici. Cioburi! Și atunci am stat eu să mă gândesc, după toată călătoria asta a mea prin țară, așa, am stat să mă gândesc, băi, ce poți să faci ca să faci lumea mai conștientă de motociclism, de riscurile pe care le are motociclismul, pentru că într-adevăr majoritatea știm că da, cu motocicleta pici mai ușor și te accidentezi mai grav decât dacă ai merge cu mașina, evident, dar suntem conștienți doar de lucrul ăsta, dar nu suntem conștienți și de urmări. Dacă pici cu motocicleta la 100 de km pe oră și ești în bermude și în tricou, doar ai urmările de acolo. Nu prea le știm, adică nu prea știm ce se poate întâmpla sau cum să reacționăm dacă se întâmplă lucrul ăsta. Propunerea mea ar fi să se bage în școala de șoferi cu aceste cursuri de prim ajutor. În momentul în care un motociclist are în aceste cursuri de prim ajutor lucruri despre cum să înveți ce să faci unui accidentat sau ce să faci chiar tu ca și accidentat, altfel vezi atunci, altfel percepe creierul tău lumea și realitatea de fapt, pentru că dacă nu dai nas cu astfel de probleme sau nu te gândești la astfel de probleme, în niciun caz n-o să ai gândirea de prevenție, da? De ce? Pentru că în momentul în care tu conștientizezi ceea ce ți se poate întâmpla în momentul unui accident, atunci mintea ta se schimbă și zice, băi, eu nu vreau să
să pățesc asta, atunci hai să mergem preventiv și cauți oportunități de a merge preventiv și de a scăpa din situațiile care te pot pune într-o lumină proastă sau te pot duce în cazul unui accident, Doamne ferește. Și este mult mai greu, ca și urmare după acest accident, este mult mai greu să te refaci decât să previi acel accident. Vorbesc aici doar de accidentele provocate de motociclist, din cauza vitezei, din cauza neatenției sau din cauza că vor să se dea imar sau mai știu eu ce alte lucruri. Nu vorbim aici și de cei cu categoria B, deși ar fi bine și la cei de categoria B să se bage astfel de cursuri. Sunt foarte multe accidente pe drumurile noastre din România și am văzut cazuri în care au existat accidente și nimeni, absolut nimeni, nu a oprit să ajute la acel accident. Ca de exemplu accidentul de săptămâna trecută sau acum două săptămâni, în care un tânăr a murit carbonizat într-o mașină, trecând alte două mașini pe lângă el, nebăgând accidentul în seamă. Da? Nu știu de ce se întâmplă lucrul ăsta în percepția românilor. Probabil le e frică să oprească, le e frică să vadă imagini care îi pot afecta, deși, da, asta este șoseaua. Până la urmă te expui unor riscuri și îți asumi riscurile alea deplasându-te cu o mașină. Dacă nu vrei, deplasează-te pe jos, dar sunt riscuri și acolo. E ceva normal. Un accident este ceva normal, da? Nu este ceva anormal, da? Ok, dacă toată lumea ar merge legal și asta într-un univers paralel perfect, nu ar mai fi accidente. Dar suntem oameni și greșim și treaba asta nu există. Mă repet cu ce am spus mai devreme, dacă bagi cursurile acestea de prim ajutor sau bagi, frate, o întrebare din alea 21 sau câte sunt la sală, da? Pe cine claxonezi? Despre primul ajutor în cazul unui accident moto, da? Aici mă refer la motociclist, nu mă refer la cei cu mașini. S-ar putea ca omul care dă de categoria A, A1, A2, să conștientizeze altfel riscurile la care se expune, da? De ce? Pentru că în momentul în care, uite, na, exemplu, în momentul în care cazi de pe motocicletă, da? Și dai cu bostanul de asfalt sau ai o lovitură mult mai puternică, ar trebui să știi ce urmări pot avea corpul tău după acel accident. Băi, e bine să nu te miști, e bine să te miști, uite cum se scoate casca, uite ce se întâmplă dacă nu scoți casca corect și lucruri asemănătoare, da? E, în momentul în care ai un mini curs în cartea aia care oricum o citești într-o singură zi dacă vrei de condus, dacă ai un mic capitol despre lucrurile astea în acea carte, este binevenită. Este binevenită pentru că foarte mulți nu știu cum să reacționeze după un accident moto, fie ei, fie, nu știu, au văzut un accident pe stradă, da? Conștientizează riscul, că până la urmă despre asta este motociclismul, să nu te dai tare pentru că există riscul să nu accelerezi ca dobitocul pentru că există riscul să nu te dai cu genunchiul pe jos pe stradă pentru că există riscul să pici, faci accident și așa mai departe. Da? Pentru că în momentul unui accident, omul reacționează la adrenalină. Da? Adrenalina pe care o are în corp, practic, în urma accidentului. Fie el că e ăla care a picat sau că este doar cel care dă primul ajutor. Da? Este vorba de o adrenalină pentru că nu este o situație cu care te întâlnești. Așa, tată, vorbește tată la telefon și intră și nu da prioritate. Și dacă ai ști lucrurile astea dinainte, nu ai reacționa la adrenalină și atunci ai reacționa rațional, da? Ai reacționa în cunoștință de cauză. Bă, stai că nu e bine să fac lucrul ăsta dacă am picat. Totuși, parcă mi-aduc eu aminte când eram mic și prost și că am citit lucrul ăsta, da? Bun, astea sunt lucrurile care te pot ajuta, adică de la un mic curs, de la un mic capitol care se poate scrie într-o carte, da? O carte obligatorie de citit dacă vrei să treci sala aia. De la acest mic lucru putem reduce accidentele, da? Acum că nu se mai citește, se fac doar testele de la sală, că sunt practic aceleași întrebări, asta e partea a doua. Trecând prin țară, m-am tot gândit la, băi, ce să faci în România asta ca să totuși
să pui viața omului în siguranță, că până la urmă despre asta este vorba, să pui viața omului în siguranță, nu în pericol. Și singura opțiune așa la un nivel mai mare la care m-am gândit eu că se poate face, da? Cât soare. M-am gândit la varianta asta. Băi, ar fi bine, zic eu. Nu știu acum voi ce părere aveți despre toată treaba asta. Îmi lăsați acolo părerea voastră despre aceste cursuri. Cum ar fi să se adauge aceste cursuri sau întrebări la sală despre primul ajutor pe motocicletă, da? Lucruri simple, evidente, nu foarte complicate, da? Pe care toată lumea ar fi trebuit să le știe dacă le facem în liceu sau școală, dar nu se fac, din păcate. Și sunt foarte, foarte curios ce părere aveți voi despre această treabă. Să mergem să vorbim cu un avocat, să vedem dacă poate propune cineva asta prin Parlament, o lege nouă despre cursurile astea de prim ajutor la sala de șoferi. Sunt curios de ce aveți voi de spus despre treaba asta. Dragilor, până la videoclipul viitor, nu uitați să dați și voi un share acestui videoclip, să dați un like acolo dacă nu ați făcut-o, ne ajută pe acest canal să creștem. Nu uitați să fii și tu un motorrider de pe www.motorridershow.ro, iar până data viitoare, motorrider pentru tine, numai bine! Pa!